Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, a declarat că este nemulțumit de majorarea tarifului la gunoi. În momentul de față, locuitorii comunei plătesc mai mult la gunoi decât la apă, a precizat primarul. Ce să vă spun? Eu am fost unul din cei care am avut o poziție de asta mai vehementă cu privire la preț. Nu e posibil, dacă nu se mărește salariul, se mărește veniturile. Tu automat să mărești cu 22% prețul. N-ar fi un preț mare, zic. Pentru zona noastră, n-ar fi mare. Dar, domnule, trăiesc într-adevăr cu amintiri, având o vârstă. Mi-aduc aminte că pe timpul lui Ceaușescu toată lumea se omora să mișoreze prețul, fie la servicii, fie la diferite obiecte, fie la produsele realizate industrial. Și asta datorită performanțelor pe care le obțineam în producție, în procesul de producție. Și peste tot se urmărea eficiența procesului de producție. Nu știu, la ora actuală nu aud decât de măriri. Eu nu aud, n-am ajut în situația încât să mișorăm prețurile. Peste tot să măresc prețurile. Nu se mișorează. Urmează majorare și la apă? Într-adevăr, și acum pentru că veni vorba, prețul la gunoi este mai mare decât prețul la apă. Deci un cetățean în Comuna Roseți mai mult plătește la gunoi decât plătește la apă. Eu am impresia că cineva nu mai gândește. Nu știu. Punctul meu de vedere l-am pus cu ocazia fostei ședințe. În schimb, e o problemă pe care nu trebuie să o scăpăm din mână. Treaba cu gunoiile. Adevărul este că problema mare, de exemplu, la nivelul Comunii Roseți, nu este gunoiul menajer. Este gunoiul de grajdă. Și lumea nu întotdeauna înțelege că acel gunoi de grajdă să fie gunoi de grajdă. Pentru că atunci când are nevoie cineva din cei care conduc soarta agriculturii pe raza Comunii Roseți și are nevoie de gunoi de grajdă pentru a aplica terenurile agricole, trebuie să fie curat. Asta e problema mare. Dar sperăm să o rezolvăm. În viitorul apropiat să rezolvăm, să facem o platformă de gunoi dintre asta bine organizată, să promovăm un proiect în acest sens. Ar trebui și Uniunea Europeană sau Guvernul să ne ajute în sensul ăsta. Și pune la punct și această treabă, cu frumos, cu o lampă într asta mare, pe o suprafață mai mare, cu toate posibilitățile, cu utilaj, cu tot ce trebuie, apoi un punct acolo de control, acolo cu trei spații într astea închisă, unde putem sorta totul, a venit omul cu atelajul, cu gunoi de grajd. PVC, dacă are PVC, îl pune la treaba lui, dacă are fier la treaba lui, dacă are... Ați înțeles ce vreau să spun. Să facă sortare. Și în felul ăsta face o sortare și să face o treabă mult mai bună decât o facem la ora actuală. Bine că noi am început să recoltăm, să colectăm și un noi menager selectat. În lunea vine mijlocul de transport și colectează gunoiul selectat, adică peturi, diferite materiale în tasă refolosibile, iar joia să preia gunoiul menajer. Oamenii au început să obișnuiască, știu despre ce e vorba, adevărul este că și înainte de a fi organizat acest stadiu, eu eram câteva localități deja problema asta pusă la punct, ne-a fost mai ușor să ne adaptăm. Dar mi se pare, nu știu cum, prețul întotdeauna crește și m-am supărat pe chestia asta. Nu se poate. Trebuie să găsim soluții. Ba, eu știu, mașini mai încăpătoare, mai mari, ca într-un singur, cu consum mai mic,
tune, să găsim niște soluții într-astea. În așa fel încât să mișorăm prețul, să nu mai... Asta a fost poziția mea. Deci nu sunt mulțumit de chestia asta, că se mărește prețul întotdeauna. Deci eu cred că guvernul, când a aprobat mărirea prețului la depozit la 800, la 80 de lei pe tonă, a făcut-o din interesul ăsta ca toate economiile care sunt, eu știu, din din prețul de cost al gunoiului de gras, ajungă tot la stat, cumva. Nu înțeleg. Pentru că eu n-am înțeles de ce a ridicat prețul la 80 de lei. De la 30 de lei la 80 de lei. Pentru că asta a fost influența cea mai mare asupra prețului. Pe dacă o ținem morții și așa și tot mai adăugăm în spatele cetățeanului, că tot ce facem pe lumea asta, tot este pe buzunarul cetățeanului, care rămâne același. El nu primește bani de undeva mai mulți. Nu, ăia-i bani. Ăia sunt veniturile lui. Dacă, mai ales cum e lumea la țară, cetățeanul la țară, el se uită și la un leu. Asta e situația. Credeți că veți avea locuitori care vor renunța la contractul cu gunoiul din posibilități financiere? Ar fi, dar legislația e una și trebuie să o respectăm. Că legislația e făcută în așa fel încât ține cu coada vulpii. Și aici trebuie să intervenim. Parlamentarii noștri trebuie să vadă acest lucru. Că cineva care a avut, cum să vă spun, interes, a făcut ca legea să voteze în felul ăsta. Și nu mă miră mâine până când, eu știu, câțiva primari vor intra și în pușcărie pentru chestia asta cu gunoiul de grajd. Dar eu trag semnalul numai. Se poate așa. Dăm o legislație în așa fel încât să țină cu prestatorul de servicii. N-am înțeles. Și toate, de fapt, de la un timp încoace, deci toate necazurile din punct de vedere legal, toate responsabilitatea la toate legile sunt în spinarea primarilor. Primarii sunt aia care răspund. Nu văd nicio direcție care răspunde la o anumită problemă. Eu răspund. Am găsit undeva, nu știu ce, știu precis, o problemă care ne privesc, eu trebuie să o rezolv. Că cer și sprijinul primarului, da. Păi primarul trebuie să știe de toate la ora actuală. Numai moașă comunală, dar s-ar putea să fie și asta. Da.